Podul natural de la Ponoare nu este singurul pentru care locul a devenit celebru. Un câmp de la piezuri și cel mai mare lac karstic din România, lacul Zăton, fac renumită această zonă. A trezit și interesul celebrului cercetător Jean-Yves Cousteau. Profesorul Eleodor Popescu, născut și crescut pe aceste meleaguri, le știe povestea. Legenda spune că Dumnezeu a construit acest pod pentru a-l ajuta pe călugărul Nicodim în drumul pe care îl făcea de la Ponoare la Tismana. Ei bine, sunt multe legende legate de podul natural. Nu-i așa, domn profesor? E adevărat. Legende pe care le auzeam în copilăria mea, de la străbunicul meu, Iacob Martinsu, care se apropia de vârsta de 100 de ani. Dumnezeu, trecând cu Sfântul Pătru pe pământ, a fost rugat de localnici să traseze o puncte de trecere peste râul care se crease prin mișcarea seismică și Dumnezeu a desenat cu degetul arcada perfectă a podului. Podul natural este din piatră masivă, lung de 30 de metri și lat de 13. Pe el pot circula doar mașinile mici, iar locul nu a fost denumit întâmplător podului Dumnezeu. Două mașini au căzut pe înălțime de 40 de metri și șoferii au ieșit pe picioarele lor din cele două mașini. Structura geologică unică a acestei zone a condus la apariția numeroase formațiuni, inclusiv speologice. De o parte și de alta, podului lui Dumnezeu se află lacurile karstice Zătonul Mare și Zătonul Mic. Peștera care se deschide aici cu o intrare are ieșire în lacul Zăton, după ce prin interior se parcurge o distanță de 760-764 km. Lacul Zăton pare unul fantomă. Când e plin, apa se scurge prin pâlnii uriașe într-o peșteră subterană. Toamna, atunci când apele revin la suprafață, rațe sălbatice sunt stăpâne.